cazul nu ne-a fost sesizată pe 27 august anului curent. La aceeași dată, membrii echipei mobile împreună cu reprezentanții autorităților locale s-au deplasat în teritoriul localității de domiciliu, unde am găsit fata care era însărcinată, care era foarte speriată și care a solicitat sprijin în vederea instituirii măsurii de protecție, având în vedere faptul că refuza sub formă să mai contacteze vreun membru al familiei extinse sau naturale. În consecință, ne-am preluat fata, am adus-o la noi. Se află într-un centru aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, unde beneficiază de rezidență, de servicii de specialitate, de asigurarea nevoilor medicale și ne asigurăm în continuare că toate drepturile sunt respectate.